4.371 de locuințe au fost achiziționate până acum prin intermediul programului Prima Casă. 6% din acestea au fost cumpărate la sate. Din numărul total de beneficiari, peste 1.300 sunt tineri necăsătoriți. Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul programului este de 60 de metri pătrați, iar costul mediu al apartamentelor și caselor este de aproximativ 595.000 de lei. Suma totală a creditelor acordate până acum de bănci este de peste 2 miliarde de lei, iar valoarea totală a garanțiilor active sunt în jur de 1 miliard de lei. Amintim că beneficiarii ai programelor Prima Casă pot fi cetățenii Republicii Moldova care au între 18 și 50 de ani și sunt angajați oficial într-o instituție de stat sau la o companie privată. Cota contribuției inițială este de 5% din prețul locuinței. Amintim că la începutul acestei luni, Ministerul Finanțelor a inițiat procedura de elaborare a proiectului privind implementarea programului Prima Casă 6, destinat angajaților din mai multe instituții de drept. Este vorba de Ministerul Afacerilor Interne, cel al Apărării, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție și Administrația Națională a Penitenciarelor.